Flori sau animăluțe, mai scumpe sau mai ieftine, simple sau elaborate, mărțișoarele au adus astăzi ce începutul de primăvară nu a reușit. Căldură și bucurie! Peste tot în țară, doamnele și domnișoarele au fost primite cu flori și mărțișoare. Mulțumesc mult de tot! O primăvară frumoasă să avem! Chiar dacă vremea de afară ne duce cu gândul la iarnă, 1 martie trebuie sărbătorit așa cum se cuvine, cu mărțișoare și ghiocei. Așa că elevii din Brașov au venit cu ghiozdanele sau coșulețele pline cu mărțișoare, pentru învățătoare, profesoare și colege de clasă. Însoțiți de bunici sau de părinți, copiii au avut grijă ca toată lumea să primească un mărțișor. Au adus mărțișoare din partea lor pentru doamna învățătoare, fiecare colegă de-a lui va primi de asemenea un mărțișor. Am o colecție întreagă de mărțișoare și fiecare mărțișor reprezintă un gând. Și fiecare gând este un gând de bucurie, un gând bun cu care copilul se îndreaptă spre tine. La Iași, încă de dimineață a fost agitație mare în fața școlilor. Elevi, părinți, bunici, cu toți au venit cu flori și mărțișoare. Astăzi am adus doamnei învățătoare o lebădă făcută din origami, un mărțișor și o floare. De ce? Că e 1 martie și e specială ziua asta. Polițiștii din Gădești au luat în serios ziua de 1 martie. Au oprit toate doamnele și domnișoarele din trafic. Nimeni însă nu a primit amendă, numai flori și mărțișoare. Rămâna, la mulți ani. Nu v-am oprit pentru astfel atentul. V-am oprit să vă dăm un mărțișor. Doamnele au fost, bineînțeles, foarte încântate. Ce părere aveți de gestul polițiștilor? Este deosebit, mai ales că e prima oară când mă oprește poliția. Tradiția mărțișorului este sărbătorită astăzi și de vecinii noștri din Bulgaria.